Și a răspuns lui unul din mulțime, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut, și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură, și scârșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut, iar el, răspunzând lor, a zis, O neamnecă din cios. Până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el. Și văzându-l pe Iisus, Duhul îndată a zguduit pe copil. Și căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Și l-a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este de când i-a venit aceasta. Iar el a răspuns, din pruncie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă, dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Isus i-a zis, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iar Isus văzând că mulțimea dă a certat Duhul cel necurat, zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răcnind și zguduindu-l cu putere, Duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit, iar Isus L-a apucat de mână și l-a ridicat, și el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat deosebi: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post și ieșind ei de acolo străbăteau Galileea, dar el nu voia să știe cineva, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe și mulțimi multe mergeau după el din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Judea și de dincolo de Iordan. Văzând mulțimile, Iisus s-a suit în munte, a și ucenicii lui au venit la el. Și deschizându-și gura, îi învăța zicând, Fericiți cei săraci cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind din pricina mea. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Că așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi.